Bună dimineața, dragilor, căci aici este dimineață. Să începem dimineața asta cu Bicu. Bănuiam că el joacă cu Nico ăsta Black Killer și de aceea am zis, pă, hai să plec cu Fraps, că sunt convins că va începe să plângă așa în 50 minute că folosesc wallhack. Dar înainte de toate astea, să vă povestesc ce mi s-a întâmplat ieri. Am mers la un sex shop să cumpăr și eu niște prezervative, că am înțeles că ar fi mai ok decât ăsta de la farmacie. Și uitându-mă pe pereți, erau tot felul de păpuși gonflabile. Și printre păpușile astea gonflabile, bă, era și un bărbat gonflabil. Și eu cu stupoare am întrebat-o pe doamna de acolo, pe domnișoara. Comercializați și bărbați gonflabili? La care domnișoara mi-a răspuns, da, comercializăm decât pe comandă. Și comanda asta este specială pentru unul Bicu. Și pă, când am zis de Bicu, băi, n-are cum să fie coincidență, că știam că Bicu pe care îl cunosc eu e gay. Deci Bicu, le vezi că te așteaptă domnișoara acolo să-ți ridici comanda. Adevărul este că la sniper chiar ești praf. Joc jocul ăsta de atâți ani, sincer. Și întâlnești fel și fel și fel de jucători. Dar ca tine... chiar n-am întâlnit, să știi. Și spun asta pentru că de obicei când joci, băi, joci mai multe jocuri, începi să evoluezi. Dar la tine ioc, ești praf. Și apropo că tot te plângi aici și începi să te văicărești că am eu wallhack și am cituri. Acum câteva zile am intrat pe hostul tău și cine trișa? Bicu stătea cu capul în perete cu wallhack-ul pornit și Uzi Mod activat. Încerca cu disperare să tragă într-unul care intrase în bug pe Missing Contact. Bicule, nu-ți doresc decât să-ți explodeze placa aia video de la wallhack și de la ce cheat-ul ai tu în calculator. Că știu că ți-a promis tactul că dacă ți se strică calculatorul de la cheat-uri, ne-mam joc. O să joci sârba și hora cum se joacă acolo pe la voi. Da, m-am încălțat aici la parapet că dacă ți-ai zis la că se poate tă cu grenade, fericirea ta să dai cu grenade, știi? Bine, ăsta e sniperit, nu grenade elite, că dacă era, îl redenumeau. Și tocmai te-am pus la pământ. Acum se pare că ești puțin disperat, Bicule, că pe poziția asta pe parapet te întrebă pe unde să ies, pe unde să asta, să mă dau jos de acolo. Că se pare că grenada ta nu prea ajunge până la pe aici. Și eu zic, bine, am greșit aici, că nu m-am uitat la tastatura. Îmi zic, hai la tata. Îți spun acum ce am vrut să scriu. Hai la tata. Hai la tata cu grenada. Acum, Bicule, chiar ești prins la mijloc. Te gândești, bă, pe unde să ies? Că dacă mă duc încolo, mă ia Silent. Dacă mă ies în stânga, mă ia Pavel ăla. Te învârți ca un șoarece pe la subsol. Păi, Bicule, de ce nu te duci, mă, să zici jos Zuma sau altceva? Ai văzut cum am scris acolo că ești praf. Și ăsta e adevărul. Nu trebuie să te superi adevărul. E mai rău când nu accepti ideea că ești praf. Și dacă te întrebi care e Bicu, răspund eu care e Bicu. Ăla Micu. Asta e, bă, Bicule. Ce să faci? Asta este. Nu are tactul niște pământ pe acolo să faci tu ceva util, să te duci să cultivi niște porumb, niște astea, să câștigi un ban, să faci tu ceva util în viață, să nu mai pierzi vremea cu jocul ăsta, că și așa pierzi și pierzi degeaba, sincer. La toți jucătorii pe care am întâlnit până acum și joacă poate și ei, poate în aceeași perioadă cu tine, bă, am văzut o evoluție, bă, de la tine degeaba, frate. Tu ești mai praf, ești mai praf. Hai să vedem pe unde te-ai ascuns. Chiar sunt curios. Uite, te întâi pe poziție și... ce-ai făcut, mă, Picule? Credeai că dacă te pui după parapetul ăla, gata, faci treabă? Probabil la mintea ta bolnavă te gândești ca moalac. Că cum te-am găsit eu acolo? Păi doar ce-ai intrat, mă, acolo, prostovane, și te puteai duce ori la parapet, ori în dreapta. Ești tare disperat, mă, Picule. Tare, tare disperat. Nu știi ce să mai faci.
Du-te bă la sex shop-ul ăla și ia bărbatul la gonflabil că te așteaptă fata aia. Nu mai pierde timpul la sniper. Măcar faci și tu ceva util în viață. Eu încerc acum să pun TNT-uri, dar se pare că... Na, ce șansă să le iei tu, că e posibil să ai oala cu pornit în momentul ăsta și să vezi absolut tot. Dar eu stau aici, că asta e o poziție bună. Ia picului și învață, vezi, e o poziție bună în care iese prostul după colț. Uite, a apărut prostul și pac, i-am dat-o... Poc, poc, poc. Bă, bicule, hai să te învețe profesor, stai la ceva. Bă, tu tocmai ai omorât pe Pavel, bă, care era și în partea stângă, la podul mic. Nu era normal să ieși pe acolo, că doar nu ieși de aici din spate. Disperarea a ajuns la cote maxime, bicule, nu știi ce să mai faci. Încerc să mă votez cum o făceai cu băieții din Black, că am văzut că și Nicolae și Alex și care mă mai votează acolo, din Black. Care o mai fi, eu știu cum jucați voi acolo cu ce nume, că mereu vi le schimbați. Da. Stai puțin, că o să vină și videoclipul cu aeroportul, când tot așa plângeai că mu-alhac și m-ai dat afară așa, fără motiv. Vezi, de e bine să filmezi. Să arăți omului că e prost. Deși toată lumea știe că ești prost, mă, bicule. Nu trebuie să-ți demonstrezi nimica, știi? Mai ales că trișesc, ai tot fel de prostii în calculator. Singurul motiv pe care îl văd eu că tu joci cu băieții ăștia din Black este că joci de rușinea lui taică-to. Le e rușinile taică-to și te lasă să joci. Că așa, dacă n-ar fi taică-to, Adi, n-ai avea nicio șansă să joci pe serverele lor. Ești un simplu pucios, mic și trișor. Care bicu ăla micu. Da, păi normal, ăsta e limbajul tău, încep să înjuri și asta ce? Votează acolo. Poate, ia vezi, poate mă votează Pavel într-un final. Să-ți facă și ție plăcerea, dar omul știe. Pavel cred că mă știe, s-a putea să știe și ca lumea de YouTube. Ce să faci, bă, bicule? Asta ți este valoare. Păi, sincer, mai mult nu cred că poți. Nici de la viață, nici de la jocul ăsta. Chiar ești praf. Și voi de obicei jucați cu skin, fraților. Că așa o faceți voi, bine între voi, dar și când intrați pe alte hosturi. Eu sunt convins acum că joci cu skin, e posibil să ai și un puțin sens acolo că na, ești praf. Na, ce faci? Te-ai dus pe podul mic, pe podul mare, pardon, că eu sunt pe podul mic, așa. Acum normal, e normal să-l aștept pe ăsta să vină, știi? Și scriu acolo. Da. Bă, mama n-a întrebat de tine, știi? Bă, da, moartea a întrebat de tine. Zic că m-am întâlnit cu una, cu o doamnă cu coasa, zic că e moartea. Și zic, băi, ce mai face Bicu? Zic, o să trec pe zilele astea, știi? Acum ne schimbăm puțin poziția. Încerc să înainteze cea să mă duc după parapet. Da, vehicule, tu acum tu poți să continui să votezi, da? Înțelegi? Da. Ce șanse ai să mă iei tu că sunt după parapet? Sunt zero. Ia să vedem, să pune și eu un TNT acolo, că poate ești prost și lei. Dar bine, tu nu lei, că posibil să le vezi cu alhac. Înțelegi? Da. Bă, tu deocamdată, din ce știu de la băieți și ce știu, așa că tu ești cam gay, așa, știi? Și n-ai cum să te iei de mama. Așa, ia să vedem ea. Pac, Pavel a schimbat echipa. Da. Mare greșeală. Hai la tata Bicului, ia să vedem unde ești. Da. Bă, după parapet ăsta e poziție bună. Da. Oricum, poate cu o grenadă ai avea vreo șansă să mă iei. Ia să vedem ce face domnul Bicu acum. Trebuie să am puțin răbdare, să vedem. Că voi veniți la mine sigur. Da, ia să vedem iar. Bă, 10 kg. Sunt, nu e mult, dar e bine cum e. Cu 7 care mi le-a donat Pavel că s-a mutat. Da, ia să vedem. Normal, cu grenadă. Pac, și n-a făcut nimic. Bă, de ce să opresc, frate, prapsul? Eu nu opresc prapsul. Ca să plângi tu cam oalac și astea. Da, să frate, mai bine nu opresc, știi? Hai, ieși, așa, tăticule. Praf. Așa trebuie să fac, nu praf. În fine, ia să vedem. Și ăsta a pus un TNT pe aici, care și l-a detonat singur. Ia să putem să luăm niște grenade aici, nu putem să... Da? Da, vreți grenade, vă dau grenade. Ia, hai, că ți-am auzit pașii și ți-am dat-o la carcasă. Așa. A, probabil, da, văd de la oal. Da. Bă, se pare că n-am wallhack, dar am niște căști destul de performante care chiar s-au de tot. Da.
Și acum ce să faci și tu? Da, în disperare de cauză încerci să vii, dar cât de încet poți să mergi ca să nu-ți au pași? Da? E normal acum ca să vii cu o grenadă, uite, deja ai aruncat grenada și uite, uite bicul, așa se stă, vezi, se stă după ușă frumos, lași pe prost să alunce două grenade, că el, tu crezi că mă iei de acolo, dar n-ai cum. Și acum te-am văzut cât am urcat, mă duc cu carambol, ca la biliard, pac, și a explodat. Bă, bicule, ce pății, bă, frate? Ai avut gaze, ți-a explodat bila, ce-ai făcut? Nu se poate așa ceva. Bă, ți-aș mânca o, dar nu prea ai tu așa ceva. Înțelegi? Tu nu ai așa ceva. Bă, le-ai apărat de pișat. Înțelegi? Și acum să vedem ce facem. Uite, te aștept aici frumos după colț. Așa că sigur iese prostul. Trebuie să ieși la înaintare, n-are cum. E imposibil, ia. Hai să vedem prostul. Uite, uite prostul. Uite. Aoleu, nu se poate, bicule. Tocmai ți-am tras-o. Nu se poate. Ești praf. Exact cum scriu acolo. Bă, chiar ești praf, frate. Mă expun așa puțin că trecând în partea alta, poate nu mă ia. Să vedem pe unde ieșiți. Ia să vedem, ia. Ia. Da, frate. În jur acolo, că altceva nu știi să faci. Asta ți-e valoare. Vot. Nu se poate, băi, bicule, bă. Bă, bicule, bă. Praf. Ia uite, deci dacă mi-a explodat TNT-ul după colț, înseamnă că s-a apropiat unul. Înțelegi? E normal, că ăla nu explodează singur. Ori a tras unul în foc, dar n-am auzit foc, ori a fost aproape de colț. Acolo, ia să vedem, ia. Înaintat sau vă e frică? Ia să vedem acum. Mai așteptăm câteva secunde, că așa se face, știi? Că cine mai deștept așteaptă aici, cine e prost atacă. Înțelegi? Mai ales când joci singur acum, na. Nu zic că să campezi o chestie interesantă, dar când sunt doi, e puțin mai nasol așa pentru mine. Ia. Ia să pregătești un baton de ăsta cu o grenadă de asta, ia să vedem. Pac, ia să vedem. Sigur sunteți după colț acolo sau vreo ia. Ia uite, bă, nu se poate, bă, ia uite, bă. Ia uite ce a sărit bicul, frate, a dat drumul la speeder. Nu se poate, ia. Ia-o pe astea. Bravo. Bravo, picule. Bă, norocul tău cu Pavel, care tocmai ce m-a luat din casă. Înțelegi? Dar asta este, se întâmplă ce. Nu poți să... Ok, power 400 aici. Ia să vedem să pregătim unul ăsta. Bă, eu acum mă gândesc că bicul ar putea să vină până la podul mic. Și dacă vine... Punem aici unul pe colț, că și de obicei ăștia când vin, uite că e un TNT acolo și hai să vedem ce se întâmplă cu ăla, hai să vedem. M-am gândit că lui. Da, zic, bă, nu e bicul la orizont, ăla e în casă, sigur, doarme. Uite și pe bicul, uite-l, pac! Bă, da, praf, frate, deci nici nu trebuia, tu vrei frumos pe colț așa, probabil când detonai TNT-ul ăla, așa, nici nu trebuia să te iau. Da. Băi, nu am oal să te fut eu în guriță. Chiar n-am oal, frate. Și încă filmez. Înțelegi? Și tu ești încă prost. Asta este, frate. Ia să vedem. Ăla e pe-n casă. Ia să lăsăm un tint aici. Că poate mai vii pe la podul micul ăsta. Și măcar să ai acolo o surpriză. Da. Păi e max. E la maxim, corect? Da. Și acum spun că tu ești un maxim idiot. Că ăsta este adevărul, frate. Ia să vedem ce avem aici. Am ocolit TNT-ul. Bă, bicule, se pare că și de data asta te-ai înșelat, știi? Eu n-am mintea ta ca să joc cu asta cu alte chestii. Da, m-ai prins pe burtă aici și de-aia m-ai luat. Că, na, ai făcut și un dance. Bă, bicule, îți doresc să rămâi la fel de prost, să fac 10.000 de videoclipuri cu oameni proști ca tine. Chiar mă bucură, frate, să fac videoclipuri de astea cu oameni ca tine. Bă, chiar îți meriți soarta, frate. Chiar îți meriți soarta, știi? Să intri în categoria oamenilor proști, înțelegi? Asta este, frate. Îți doresc o zi plăcută. Acum, asta este. Câteodată mai te și înșel, dar tu în disperare de cauză, probabil că tu știi că eu n-am wallhack sau eu știu, sau poate chiar crezi că am wallhack, da? Adevărul este că tu chiar nu știi să joci.